pentru a participa la lansarea cărții domnului judecător Arcu, fost președinte al judecătoriei Rădăuț, magistrat în cadrul acestei instanțe, în cadrul Tribunalului Suceava, Curții de Apel Suceava și la instanțele din capitală, în cadrul Inspecției Judiciare, dacă bine am reținut, din Sibiu, domnului Constantin Arcu. Este o bucurie de a avea printre noi un fost judecător, fost scriitor, dar cred că amintirile nu-l pot năpăti pe domnul Constantin Arcu, având în vedere că acest eveniment are loc în noua locație și nu în fosta judecătorie pe care a condus-o în perioada anilor 86-90 și unde a activat poate și cu o parte din colegii noștri prezenți astăzi. Pe Constantin Arcu l-am citit chiar de la primele lui texte literare. Mi-amintesc că a fost o mică întâlnire la un moment dat la Suceava. Făcuse o călătorie în Olanda, pe vremea, cred că era prima călătorie, împreună cu alți scriitori. Și toți s-au gândit să publice un volum colectiv cu impresii din călătorie. Vreau să vă spun că zilele trecute, ieri chiar, am citit o știre de felul ăsta. Bătrânii sechestrați și obligați să se căsătorească ar putea să nu-și găsească dreptatea nu știu unde. Când citești astfel de informație într-un ziar că bătrânii sechestrați și obligați să se căsătorească ar putea totuși să-și găsească dreptatea, ești proiectat în plin absurd. Spun lucrul ăsta pentru că asta are legătură puternică cu ceea ce face Constantin Arcu în romanul său. Ești proiectat în plin absurd. Nu înțelegi în ce țară trăiești, ce se întâmplă cu oamenii, ce legi există. De fapt, absurdul s-a născut datorită unor scriitori precum Caragiale și Eugen Ionescu, care au trăit în România sau au plecat din România. Absurdul nu e ceva care se întâmplă paralel cu realitatea. Ori asta observăm de absurd. Este chiar o consecință a observării atente a realității. Când spun asta, vreau să mai fac și următoarea precizare. În cartea aceasta numită Tramvaiul 13, Constantin Arcu nu face, cum zicea cineva, alegorii. Adică nu vorbește despre ceva folosindu-se de altceva. Adică nu vorbește despre nu știu ce idei abstracte pornind de la realitatea imediată. El chiar e preocupat să ofere o imagine asupra realității imediată. Dar realitatea asta imediată are evident mai multe niveluri. Unul ține evident de felul cum trăiește omul concret, altul, la polul opus, ține de stratul, suprastructura politică cea mai înaltă, altul ține, dacă vreți, revenind la prima secvență, altul ține de condiția umană în general, ce este om. Va fi întrebat cine a citit cartea zilele trecute, l-a și întrebat, te referi cumva în cartea ta la ceea ce se întâmplă tocmai în zilele noastre în legătură cu niște vaccinuri cumpărate în exces și pentru care cineva poate e vinovat? Oamenii fac adesea confuzia, dar în ultima vreme tot mai des, între literatură, între ficțiune și viața concretă. Ferește că un scriitor nu poate să ocolească experiențele imediate pe care le trăiește. Dar el totuși, în scrierile sale, dacă e cu adevărat scriitor veritabil, nu face jurnalism. Chiar dacă a trecut prin sistemul judiciar, nu devine neapărat un avocat sau un procuror. Adică nu incriminează. El construiește o lume fictivă, iar ideile lui apar, evident,
tezele lui, gândurile lui, apar evident printr-un fel de privire în secțiune în roman. Tot am vrut să spun despre cartea lui Constantin acum. Vreau să vă mai spun ceva, că inițial trebuia să facem două lansări, a știți cum e, până la urmă, criticul un fel de... Avea și el o carte despre Ciprian Burbescu, apărută de cât, am mai lăsat-o la rândăți la un moment dat, am și câteva exemplare. Aceasta e o carte luminoasă, într-un fel, o carte luminoasă și dureroasă. E oricum un alt Ciprian Burbescu decât cel cunoscut. De ce? Pentru că pe mine m-a interesat, nu a interesat pe nimeni până acum, am uitat și o fibră repozator în mine, să identific, pornind de la un jurnal al lui Ciprian Burbescu și de la corespondența lui, să identific obsesiile lui, emoțiile lui, trăirile interioare, cine este el cu adevărat ca om. Abia acum de câtva timp mi-am pus problema că, totuși, cartea asta e incompletă, de asta o sunt pentru prima dată. Probabil că ar fi trebuit să mai scriu un capitol, de timp mi-am mai venit câteva minute de asta, chiar cu consider foarte important, un capitol despre ce nu scrie Ciprian Burbescu. Pentru că ce nu scrie el e foarte important, în jurnal și în corespondență. De ce nu scrie? Pentru că el știa totuși, chiar dacă în procesul Arboroasei, când a fost apărat împreună cu alți patru tineri, riscau 5 ani de temniță, predoarea lui Iosif Rotu este extraordinară, el știa că totuși un cuvânt te putea duce la moarte. Iosif Rotu a zis, nu mai suntem pe vremea aia când un cuvânt te putea duce la moarte. Am mari emoții. O parte din tinerețea mea se află în acest oraș. Am lucrat vreme de vreo 14 ani și eu aici. Am încă foști colegi, îi văd cu drag între dumneavoastră, am mulți prieteni între dumneavoastră și da, faptul că era perioada aceasta a tinereții, chiar între 27 și 41 de ani, mă emoționează. Vreau să mai remarc clădirea aceasta fastuoasă în care lucrați, o parte din dumneavoastră. Cei care au fost cu mine în cealaltă clădire știu foarte bine cum aduceam iarna lemnele, le tăiam cu drujba, le căram cu brațele sus, erau alte condiții. E admirabilă clădirea și domnul președinte e un președinte fericit că mandatul dânsului o... oricare om ar fi mândru de o asemenea realizare. Știți dumneavoastră, scriitorul muncește zile și nopți și tot ce are de spus o găsiți în carte. El altceva, după ce cartea a fost publicată, nu mai are ce adăuga. Vin cititorii, vin criticii literari, vedeți și dumneavoastră că ei descoperă sensuri pe care eu nu mă gândeam la vremea la care stăteam noaptea sau ziua. Mai, pentru că mi s-a pus o întrebare când prefer să scriu. Și asta în prima parte a zilei. Nu stăteam să-mi pun probleme de... Fluxul este alt. Actul de creație este cu totul altceva. Eu nu îmi puneam problema că nu știu ce. Sigur că fiecare autor înainte de a scrie o carte, de a începe o carte, e ca și cum ar încerca să deseneze, să facă un desen pe un covor. El trebuie să lasă firele pe care le are să curgă până iese desenul. Nu le poate tăia la un moment dat, tai firul, că așa îmi vine mie. Există o rațiune subterană a creației, ceva pe care nu pot explica și e foarte greu de explicat. Îi mulțumesc domnului președinte că a mijlocit întâlnirea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență.